ringul pentru a face loc altor doi luptători. De experimentați în colțul albastru, Victor Parga. Urmează doi luptători foarte experimentați, Victor Varga în colțul albastru de la Kickbox Covasna, are 37 de ani. Victor Varga are 37 de ani și vine de la clubul Kickbox Covasna. Victor este colțul albastru, colțul Victor Varga, acum în imagine, îl va avea imagine, îl va avea în adversar în această seară pe Iulian Strugariu. De la Akatsuki București, 38 de ani are Iulian Strugariu. Putem vorbi deja de doi veterani ai artelor marțiale, deși nu au încă 40 de ani. București, de la clubul Akatsuki. I might chip off, man. I got this job. Categoria minus 90 de kilograme aduce în ring așadar doi luptători foarte experimentați. Iată-l pe Iulian Strugariu, rugându-se, cred, înainte de a intra în ring. Da, își face crucea și mulțumește divinității. Sper într-o victorie în această seară. Meciul se va disputa pe durata 3 reprize de câte 3 minute. Haideți să-i încurajăm pe luptători. 3 reprize de câte 3 minute. Iulian Strugariu împotriva lui Victor Varga. Hai, tată! Jucător! Lupta dintre cei doi, iată-l pe Varga, în expectativă, ca să spunem așa. Dansează în jurul său, în ghirimele, Strugariu. Da, gesturi deocamdată de tatonare între cei doi. Atacă Varga, care pare să aibă un stil aparte de a
intimida adversarul. Foarte masiv, mai înalt. Victor Varga. Strugariu e mai mare cu un an decât el, dar și arată mai puțin vârsta, și îndrăzni să spun. Da, încă se tatonează cei doi luptători. Hai, mă! Varga vine de la kickbox Covazna, iar Strugariu de la Akatsuki București. Un atac ca la scrimă al lui Varga. Bine, mă! Stă în gardă Strugariu, așteaptă adversarul. Nici Varga însă nu preferă să fie cel care deține inițiativa, cel puțin la început. Nu pare să preferă să atace el decisiv. Hai, mă! Lovituri puternice care deocamdată n-au atins ținta niciuna. Și o lovitură a lui Varga care îl pune la podea pe Strugariu, extraordinar, după un început atât de, să spunem, temător al celor doi, a venit această lovitură de ciocan efectivă a lui Varga, care îl pune la podea pe Strugariu, knockout al lui, knockdown de fapt, pentru că a fost numărat. Strugariu s-a ridicat de jos. Iată, o primă lovitură care l-a țintuit pe Strugariu. Avem și apoi prin knockout tehnic. Vom vedea lovitura decisivă. Aici a venit lovitura decisivă a lui Varga, iar arbitrul Paul Florean a pus capăt meciului după ce l-a numărat pe Iulian Strugariu. Este trimis în colț pentru a aștepta decizia Varga. Decizie prin knockout tehnic până la urmă în favoarea lui Victor Varga. Victorie prin knockout tehnic în colțul albastru, Victor Varga. Pentru festivitatea de premiere, da, o să invit cea mai rapidă pe Ionel Victorie Giulia, îi revine iată lui Victor Lede Varga și Elvis Hoarță, Video Stars. Da, o lovitură neașteptată, cum se întâmplă de cele mai multe ori. Iulian Strugariu părea antrenat pentru a duce un meci trei reprize contra adversarului său, dar a venit acea lovitură care l-a pus la podea, a încercat să se ridice, n-a mai reușit să continue lupta și a fost până la urmă decizie în favoarea lui Varga, knockout tehnic. Câștigătorul categoriei minus 90 de kilograme de la kickbox, Covasna. Knockout tehnic în prima repriză. Și ne pregătim pentru următoarea lună.